4 ani v-ați hotărât să vă ocupați mai mult și în special de administrație, veneați din mediul privat, v-ați gândit că trebuie făcut ceva în Comuna Băneasa, care într-adevăr ajunsese într-o situație ce impunea să se facă ceva. În urmă cu 2 luni, vă felicităm pentru victoria pe care ați obținut-o. Spuneți-ne de ce este importantă continuitatea, adică din 4 în 4 ani să nu se schimbe neapărat primarul, ci să aibă și continuitate în mandatele sale. Vă mulțumesc pentru felicitări, domnul Sorin. Și pentru orice om la primul mandat, pentru orice primar, primul mandat este cel mai greu, în care trebuie să-ți formezi echipa cu care să lucrezi, în care trebuie să înțelegi cu ce se întâmplă în primărie, trebuie să pui la punct lucruri care rămăsese, probleme rămase nerezolvate de-a lungul timpului. Într-un singur mandat nu reușești. Dacă îți propui să realizezi ceva pentru comuna ta, nu reușești într-un singur mandat să rezolvi. Sunt proiecte care se întind pe mai mulți ani, sunt proiecte care trebuie să le înțelegi cum le poți dezvolta, iar continuitatea, cel puțin 2 mandate, este esențială pentru dezvoltarea unei comuni. În acești 4 ani s-au schimbat multe în Comuna Băneasa, localnicii au văzut zi de zi aceste schimbări, cei care trec pe aici și au cunoscut-o și înainte, văd și ei aceste schimbări. Din punctul dumneavoastră de vedere, ca și bilanț după primul mandat, sunteți mulțumit de ceea ce ați realizat, v-ați îndeplinit toate obiectivele sau mai rămas și restanțe, ca să spunem așa? Mulțumirea oamenilor s-a văzut în vot. Faptul că față de 2012 am mai crescut încă 15% și am ajuns la 80% cotă de încredere a populației. Acest scor și onorează, dar și obligă. În continuare trebuie să facem poate tot atât de mult cât am făcut în primul mandat, dar avem proiecte care sunt în derulare, care așteaptă să fie implementate, ca de exemplu proiectul de apă și canal, proiectul de asfaltare pe 8 km de asfalt în comun, satul Băneasa, ceea ce reprezintă 80% din străzile din satul Băneasa, proiectele de extindere la școli cu includerea toaletelor și a încălzirii centrale la școala din Pietrele și școala din Băneasa. Deci sunt proiecte care vin din mandatul trecut și vor fi finalizate în acest mandat. Cât de greu este să gestionați o localitate atât de mare, mai ales ca și întindere, geografic vorbind, dar nu numai, ca și populație, în al doilea rând, este una dintre cele mai mari localități comune din județ. Acum nu este de văitat, este greu, sunt probleme mai ales pe fond funciar care trebuie rezolvate, dar cu răbdare, cu înțelegere, cu o echipă bună care am format-o în primărie, eu zic că reușim ca oamenii să plece mulțumiți din primărie și să vină cu încredere în primărie știind că problema lor poate fi rezolvată. Dacă ar fi să punctați cele mai importante obiective pe care le-ați dus la îndeplinire în primul mandat, care ar fi acele? Cel mai important a fost asigurarea condițiilor de învățătură la copii. Deci toate școlile au fost reabilitate, mai avem de lucru la ele, dar asta a fost cel mai important lucru care și cel mai lucru primordial care trebuia făcut, asigurarea condițiilor de învățătură la copii. Condițiile de școli au fost pe primul plan, înțeleg, din punctul dumneavoastră de vedere și nu numai. Spuneți-ne, în relația cu cetățeanul, cum s-a modificat și cum ați structurat actul administrativ, pentru că relația cu cetățeanul între primărie, între aparatul primăriei și cetățean, este extrem de importantă. Oamenii vin, în primul rând, la primărie, chiar și cu probleme care nu țin neapărat de primărie, dar ei știu că trebuie să le rezolve cineva. Cum ați organizat, din acest punct de vedere, activitatea în relația cu cetățeanul? Dacă ați văzut cum este organizată primăria noastră, nu există un birou de relații cu publicul unde omul să intre și să fie reținut într-un singur birou, să aibă contact cu o singură persoană în primărie. Fiecare vine și merge exact la persoana responsabilă cu problema pe care o are acesta. De fiecare dată, primordial, este omul, sunt lăsate toate celelalte lucrări și este să încerce rezolvarea problemei care a venit cetățeanul în primărie și de cele mai multe ori găsim soluții. Sunt și probleme care nu țin de primărie, care încercăm să le direcționăm, încercăm să lămurim oamenii că nu țin de primărie acele probleme ale dânșilor, dar, v-am zis, 80% încredere în echipa primăriei, nu neapărat în mine,
asta înseamnă că reușim să-i mulțumim pe oameni. Ajungem și la ceea ce este cel mai sensibil pentru un primar și pentru o primărie, și anume bugetul. Vă ajută economia locală, situația economică a comunei din acest punct de vedere? Este foarte greu. Foarte greu pentru că Băneasa era legată economic de Institutul de Cercetări Băneasa. În situația în care acesta este în paragină și chiar e un lucru care trebuia făcut mai de mult, Academia Agricolă se gândește acum să ne predea la primărie clădirile care sunt într-o stare jalnică și puteau fi predate atunci când ele puteau fi funcționale, ne face ca bugetul local să nu poată fi alimentat așa cum era în anii trecuți, în care Institutul de Cercetări, Silozul, Agrosem, o parte din SMA veneau cu fonduri la bugetul local. Acum ne cam chinuim, cam așteptăm la Consiliul Județean să ne ajute, dar pentru dezvoltarea comunei trebuie să accesăm proiectele pe fonduri europene și de acolo sperăm să vină banii care să schimbe comuna. Vorbiți-ne și despre Consiliul Local. Este un organism extrem de important pentru un primar, pentru că este organismul decizional și de acolo pleacă primul ajutor pe care îl poate avea un primar în activitatea lui. Cum este la ora actuală Consiliul Local din acest punct de vedere? Consiliul Local a fost politic în prima ședință de constituire. În acest moment, ca și în ceilalți 4 ani, nu mai este un organism politic. Nimeni nu mai gândește la nivelul Consiliului Local Băneasa politic. Toți consilierii sunt conștienți că prin votul lor, prin sprijinul care îi acordă nouă echipei primăriei, contribuie și ei la dezvoltarea comunei. Deci în Consiliul Local toate hotărârile noastre trec cu unanimitate, sunt dezbătute hotărârile și de fiecare dată să știți că avem consilieri, nu zic aproape toți, dar chiar toți, care gândesc doar în interesul comunei. Și asta chiar vă mulțumește și nu știu dacă și în alte comune se întâmplă la fel. Pentru că se apropie începutul anului școlar, o să vă rog să ne mai spuneți și despre pregătirile pe care le faceți din acest punct de vedere în unitățile școlare. În acest moment lucrăm la igienizare și avem finanțare pentru extinderea la școala Pietrele și școala Băneasa, școala numărul 1 Băneasa, dar întâmpinăm problemă în obținerea vizului de la ISU și problemă nu atât din partea instituției, Inspectoratului de Urgență, care ne-a arătat disponibilitatea de a ne ajuta, cât din partea persoanelor autorizate să întocmească scenariile la incendiu, documentația necesară, care sunt foarte ocupați. Merg în primul rând pe partea privată, pentru că și la partea privată se cere autorizarea ISU și tot încercăm de o lună de zile să obținem avizul și nu reușim, tot timpul mai trebuie câte ceva, ca să putem să eliberăm autorizația de construcție să începe lucrările. Avem finanțare de la Ministerul Dezvoltării pentru 2 școli. Acum mai depunem proiect. Am fost sfătuiți de către domnul președinte al Consiliului Județean să depunem la Ministerul Dezvoltării proiectele pentru celelalte școli care le mai avem pentru extinderea. În mediul rural să zic că principala problemă este cu toaletele, grupurile sanitare care au fost construite foarte vechi și construite în curte, fără apă curentă și fără încălzire. Și încercăm ca în toate școlile să reușim să avem grupuri sanitare încălzite cu apă curentă. Și se pare că și din partea Ministerului Dezvoltării avem sprijinul. Vă mulțumim că ați venit înainte acestui joc pentru play-off-ul Europa League, care va avea loc mâine contra celor de la West Ham. Antrenorul echipei noastre, Cristian Petre, în fața noastră, precum și Florin Rovin. Țin să vă anunț că în aceste momente sperăm că se semnează deja și contractul cu Nicoară, va fi jucătorul nostru pentru următoarea perioadă, nu intră însă în momentul de față în calcul pentru meciul de mâine. Câteva cuvinte despre meci din partea lui Cristi, apoi întrebările pentru cei doi, vă rog. Bună seara, în primul rând.
Suntem în fața unui examen deosebit de important pentru noi, pentru clubul nostru, pentru jucători. Întâlnim mâine o echipă din Premier League, întâlnim o echipă extrem de valoroasă, cu jucători luați individual peste media din Europa, jucători care au fost și la campionatul european. Sperăm să facem o figură frumoasă, să încercăm să le dăm o replică extrem de bună și de ce nu să ne apropiem și victoria. Va fi foarte greu. Cu siguranță nu va fi același joc de anul trecut. Dubla de anul trecut trebuie să o uitați pentru că sunt cu totul alți jucători, sunt cu totul alte idealuri ale echipei din Anglia. Ce am înțeles și eu din interviuri că anul acesta își doresc cu o ardoare să participe în grupele Europa League pentru a crește cota și așa extrem de mare a jucătorilor. Dar noi avem speranțe că în special meciul de mâine vom reuși să dăm lovitura, să jucăm foarte bine și să avem o șansă la meciul retur din Anglia. Echipa este extrem de montată, în special din punct de vedere psihic, după victoria cu Timișoara ne-am revenit cât de cât la moral. S-au rezolvat și probleme financiare, jucătorii sunt extrem de liniștiți în acest moment. Prin vânzarea celor doi jucători venind acei bani, lucrurile s-au rezolvat. Nu ne rămâne decât ca mâine să arătăm că putem să ne batem de la egal la egal cu această echipă, West Ham United, din Premier League. Întrebările voastre pentru cine? Ce am văzut aseară, e clar că este un material didactic pentru noi. Adică e clar că nu poți să te prezinți la un asemenea meci, mai ales împotriva echipelor antrenate de Guardiola, cu acel pressing extrem de avansat. A fost strategia lor, nu știu dacă a fost bună sau rea, dar scorul îți arată cam unde s-a greșit. E clar că și noi va trebui să fim extrem de organizați din punct de vedere defensiv, să încercăm să facem aceeași densitate și aceeași agresivitate pozitivă de la meciul cu Copenhaga de acasă, când și acolo am întâlnit o echipă foarte bine organizată și foarte agresivă, care marcau multe goluri, dar cu mai mult curaj și cu mai mult tupeu pe faza de atac. Dacă vom face acest lucru, vom avea șanse mari. Despre Steaua, cam atâta, nu vreau să dezvolt mai mult. E treaba lor, ei până la urmă sunt calificați în grupele Europa League și au atins un obiectiv, doar că maniera puțin a deranjat, așa ca și... Astfel nu va juca ofensiv? Ne-am dorit să jucăm ofensiv, dar totuși întâlnim o echipă a cărui valoare este cam de 200 și ceva de milioane de euro. Dacă vom merge mâine să jucăm deschis în fața lui Valencia, lui Feiguli, lui Paie, dacă va juca, va fi greu să le facem față. Probabil că vom face un meci echilibrat, probabil că vom alterna momentele de pressing avansat cu momentele de retragere deliberată. Vom stabili strategia mâine în funcție de ce jucători vor intra pe teren. Da, într-adevăr, după episodul de aseară, toți suntem așa puțin liniștiți. Am văzut ce s-a întâmplat. Aici aș ține, nu neapărat să-l contrazic pe Nea Petre, dar nici nu prea știi cum să abordezi astfel de meciuri. Dacă le abordezi și stai prea defensiv, tot poți să iei 5-6, după aia toată lumea te ceartă că ai stat numai cu fundul în poartă. Dacă te duci ofensiv, iar a fost... Eu cred că trebuie, cum a spus și dânsul, alternate momentele. Trebuie în primul rând să vezi ce jucători ai la dispoziție pentru un astfel de meci. Pentru că nu poți să abordezi un meci ultra-ofensiv dacă nu ai oamenii necesari pentru acest lucru. Legat de meciul nostru, cred eu că avem șansa noastră, trebuie să fim modești, nu cred că trebuie să ne hazardăm prea mult, să sperăm prea mult, dar în același timp cred eu că această victorie cu Timișoara ne-a ridicat puțin moralul și atât timp cât avem șansa noastră trebuie să o speculăm la maxim și să oferim un spectacol frumos. Cred eu că cel mai mare dezavantaj în această dublă, cum am mai spus de multe ori, e faptul că al doilea meci jucăm în deplasare. Eu în cariera mea, toate meciurile care le-am jucat al doilea meci în deplasare, am pierdut toate calificările și toate meciurile care le-am jucat al doilea meci acasă, le-am obținut pe toate. Deci, ca și statistică, e mult mai greu să te califici când joci al doilea meci în deplasare. Istoria recentă ne spune același lucru, meciul Copenhaga, unde acasă am făcut un meci bunicel și acolo, practic, a fost greu să ne montăm. Dar cred eu că numai cu încredere și cu... Am văzut și ieri
practic cei de la Manchester City jucau fotbalul cu zâmbetul pe buze, dar trebuie să ai și cu ce ca să-l joci cu zâmbetul pe buze. Eu, sincer, i-aș felicita pe cei de la Dinamo, chiar dacă, eu, da, sincer, dacă aș fi în stafful Stelei, eu aș felicita galeria Dinamo. De multe ori trebuie să strângi mâna adversarului, să-l feliciți pentru ce a făcut. A fost o idee genială a celor de la Dinamo. I-au păcălit, trebuie să-și asume lucrul ăsta și să meargă mai departe. Păcat pentru că Steaua la capitolul fan nu prea are cu ce contracara în momentul de față. Eu personal, dacă eram în tribună și vedeam ceva albroșu pe acolo, nu cred că luam pe mine. Dar asta fiecare și... Oricum, e trist, e foarte trist. Ieri, chiar după antrenament, veneam în mașină cu Săpunaru și cu Niculae, veneam înapoi la București de la Ploiești și ne uitam pe telefon la meci. Și închipuiți-vă ce mi-au făcut în momentul când scria doar Dinamo București acolo. Deci am fost 45 de minute, am fost asaltat total de... Sunteți penibili, nu puteți nimic. Da, și într-adevăr, e un episod urât, nu știu dacă s-a mai întâmplat vreodată, eu n-am mai auzit să se întâmple ceva. În 2004, la un meci de Super Bowl în America. Probabil făceau, luată, da, probabil nu. Da. Cu siguranță, pentru că astăzi făceau cei de afară. E adaptată, probabil, dar oricum, a fost să o tribună a doua întreagă, practic să spunem așa în ghilimele, să hipnotizezi 20.000 de oameni sau cât au fost acolo, este un lucru extraordinar. Acum vă dați seama că celor de la Steaua nu le-a căzut bine și încearcă și ei să spună că nu interesează, dar n-are cum să nu te intereseze un astfel de lucru. Și cei de la Dinamo încă o dată au demonstrat că poate, din toate punctele de vedere, este cel mai organizat club din România în momentul de față, de la conducere până la galerie. Tu ce le-ai spus celor doi, Nico și Săpunaru? Păi ce să le spun? Nu prea am avut ce să le spun. Scoruri era cum era? Nu, eu nu mai simt atât de multe pentru Steaua cum simțeam înainte. Nu mai sunt oameni care, adică mulți dintre oamenii care au lucrat nu mai sunt acolo, jucătorii nu mai sunt, a fost o perioadă frumoasă din cariera mea și atât. În momentul de față sunt la Astra, vreau să fac totul pentru acest club. Mulțumim lui Dumnezeu că anul trecut am putut să le luăm campionatul și am putut să ne bucurăm și noi de o astfel de performanțe și zic eu că nu e timpul pierdut să facem același lucru și anul acesta. Da, eu, sincer vă spun, am încercat mereu să separ lucrurile. Nu prea le gândesc împreună partea financiară cu partea sportivă. Probabil sunt și avantajat că nu depind practic financiar de următorul salariu, să zic eu, că mai sunt colegi mai tineri care probabil sunt la început, să-și întemezeze și o familie, e mult mai greu. Dar eu am încercat să le separ mereu, pentru că dacă le amestece, foarte greu. E foarte greu când știi că de 2-3 luni ai primit niciun ban, e foarte greu când știi că ai luat campionatul și nu ți-ai luat banii pentru treaba asta. Dar zic eu că dacă stai și te gândești numai la astea, e foarte greu să mai faci performanță. Eu zic că lucrurile acestea s-au reflectat în rezultatele noastre de la începutul campionatului, când practic această nemulțumire a noastră că nu am fost remunerați corespunzător pentru ce am făcut anul trecut. Dar acum, cum a zis și Nea Petre, dacă s-au rezolvat, practic trebuie să avem un atum plus în a face performanță încă un an. E prea mult, adică e o jignire mult prea dură. Până la urmă, de ce antrenezi în acest campionat de murături? Adică, ok, poți să fii nemulțumit de jucătorii tăi, poți să fii nemulțumit de clubul tău, dar nu să faci așa la general. E clar că este un campionat slăbit, dar ar trebui să ne oprim aici. Fiecare, dacă are o părere, ar trebui să o spună efectiv despre echipa lui și atât. Până la urmă, echipa aia de murături i-a bătut cu 2-0, dacă stau să... Mă gândesc, nu vreau să-i răspund Leo Grozavă, ne cunoaștem de mult timp, dar putea să fie mai... A fost o glumă, el spune reușită, eu cred că a fost destul de nereușită. Da, eu cred că a fost mai mult o răbufnire a faptului că trebuie la un moment dat să schimbăm ceva radical în fotbal românesc, că altfel nu avem nicio șansă să ne batem de la egal la egal cu cluburile mari din Europa. Ce să spun, e trist pentru că, într-adevăr, valoarea campionatului a scăzut dramatic. Eu am avut norocul, așa să zic, să trăiesc perioade și perioade de 16 ani în prima ligă.
Eu aș compara campionatul acum Ligii 1 cu Divizia B anilor 2000, ca și calitate. Asta este părerea mea, nu știu câți mi-o împărtășesc, dar eu așa cred că este. Eu dacă să luăm ca exemple, mă gândesc la un Lupu care juca în Divizia B pe la Roman. Adică erau niște fotbaliști pe la 30, 32, 34 de ani care jucau în Divizia B, de, eu țin minte când am debutat, mi-era și frică să intru pe teren. Niște monștri sacri ai fotbalului românesc. Acum vedem, intri, am jucat, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar joci meci de meci și eu personal când nu cunosc 5 jucători de la echipa adversă. Este trist, dar cum a spus și Nea Petre, trebuie mai puțin să ne gândim la general, trebuie să ne gândim ce putem face noi în pătrățica noastră să facem cât mai bine. Nu trebuie să ne comparăm cu alții, nu trebuie să judecăm pe alții, trebuie să facem, să muncim cu ce avem, cât putem. Și probabil la un moment dat, uniți toți, putem schimba ceva radical. Face antrenamente de aproape o săptămână cu echipa. Probabil că și mâine vom încerca să-l avem pe bancă. Da, face antrenamente 4-5 zile. Da, o săptămână. Da, o săptămână. Sperăm, dacă nu mâine, deși va fi cam greu să aruncăm în luptă la acest meci, probabil că la Cluj și în special la returul de la Londra, să-l avem în echipă. Credeți că îl veți avea în echipă de-a lungul sezonului? Acum ce se va întâmpla, a spus și domnul Gigi Becali, nu prea mai arde de transferuri acum după această umilință de aseară. Vom vedea, până la urmă toți jucătorii sunt de vânzare, vedeți și noi asta ce se întâmplă în România. Nu putem ști. Noi sperăm să nu îl vindem, încercăm să realizăm performanțe cu Astra, chiar dacă ne-au plecat câțiva jucători, încercăm să mai aducem alți câțiva, să-i înlocuim, ați văzut, cu Nicoară. Problemele lor mari le-am văzut și la meciurile din cupele europene cu Domzale în defensivă. Acolo sunt destul de vulnerabili, în zona fundașilor central. Sperăm să găsim antidotul pentru a putea să le punem mari probleme mâine. Vom stabili strategia, vom face vizionări mâine dimineață cu băieții și în funcție de ce vom vedea, vom stabili exact ce trebuie jucat la acest meci. E clar că nu sunt invincibili și nu sunt de nivelul Manchester City, asta cu siguranță. Dar sunt o echipă locul 7 în Premier League, anul trecut au câștigat aproape cu toate marile forțe din Anglia, deci este o echipă de luat în seamă, clar. Cu niște transferuri impresionante. Păi au făcut transferul de 40 de milioane anul ăsta. Jucătorul de 20 de milioane a făcut probabil o contractură, o întindere, nu știu exact, Asiu Ganezu, nu va juca. Dar gândiți-vă că ei au făcut transferul de 40 de milioane, noi am făcut transferul de... De ce ne permitem? De ce ne permitem? După ce au plecat Deamărin și Boldrin, ce crezi că poate face diferența? Teixeira poate? Vreau să fac o paranteză, sper Alibec să revină după perioada de transferuri și să nu mai poată să dea nimeni. Corect, corect. Da. Da, am pierdut într-adevăr doi. Am pierdut doi jucători importanți pentru Astra ultimilor ani. Doi jucători exponențiali anul trecut când am luat campionatul. Dar cred eu că dacă ăsta a fost să fie colacul de salvare pentru noi, trebuie să vedem ca atare, nu trebuie să ne concentrăm la ce putem face de acum încolo. Într-adevăr, e greu, dar noi cred eu că încă avem jucători, cum a spus și dumneavoastră mai înainte, un Teixeira, un jucător care în multe momente a ieșit la rampă. Eu personal am mare încredere și în Ioniță, și în Nico, jucătorii ofensivi, care oricând pot dezechilibra echipa adversă. Am văzut și eu West Ham în meciul cu Chelsea și eu personal cred că nu sunt mai puternici decât Copenhaga. Am jucat de-a lungul carierei foarte multe meciuri, pe echipe importante, iar Copenhaga aș putea o clasa în primele trei. A fost, pentru mine, rar mi s-a dat în teren, cel puțin la meciul retur, să văd că nu am nicio șansă. Să simți jucătorul de lângă tine că nu îți poate oferi nicio șansă. Asta a fost sentimentul și nu numai al meu, dar întregii echipe la meciul Copenhaga. Și cred eu că am învățat multe din meciul Copenhaga și dacă le vom transpune în acest meci de mâine, putem face o surpriză.